Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre afaceri, dar de fapt afaceri, așa numitele startup, cu doamna Mirabela Miron, președintele unui grup important de firme de consultanță. Bună ziua, doamnă, bine ați venit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Programul se numește Startup Nation. Da. Deci cum e și denumirea, societăți comerciale nou înființate, la început, nu? La început. Care vor primi de la guvern cât? Cu specificația că societățile nou înființate trebuie să aibă data înființării 31 martie 2016 conform ordonanței de... 31 Cu... sau după 31 după martie? După 31 Inițial martie. Inițial a fost după 1 martie să fie înființate. După 31 martie 2016. Vor primi de la guvern granturi care s-au împărțit acum în două, în două situații, până într-o 100.000 de mii de, 100 de, mii de lei pentru cei care își asumă înființarea unui singur loc de muncă și 200.000 de, de lei pentru cei care își vor asuma înființarea a minim două locuri de muncă. Bun, este un punct de uh, pornire. Deci eu vreau să. Sunt tânăr, nu? Da. Și acum ne referim la cei care își doresc să pornească o afacere. Statul vă sprijină, dar să vedem în ce condiții. Vreau să-mi fac o afacere, nu știu, am o idee de o afacere și de nu prea am bani de început și vreau să depun proiectul. Îl fac eu sau mă adresez unei firme de consultanță? Proiectul, așa cum este făcut, și planul de afaceri pe care se vor aplica granturile, nu este, este unul minimal, nu este foarte complicat. Deci ar putea să-l facă cineva cu niște cunoștințe. Ca să am șanse mari de a obține finanțarea, e mai bine să mă adresez unei firme de consultanță? Da, ar fi mai bine. Dacă nu aveți o experiență pe partea economică, ar fi mai bine și pe consultanță să vă adresați unei firme specializate pentru a vă îndruma. Bun, dar această firmă îmi cere, domnule, Consultanță, consultanță, dar nimic nu e gratis. Cheltuia... Îl plătesc în avans sau după ce primesc aprobarea proiectului? Plata firmei de consultanță se face în principiu respectând politicile firmei respective. Este adevărat că în cadrul cheltuielilor eligibile sunt prinse, este prinsă o sumă pentru scrierea și implementarea proiectului. Am înțeles că nu mai mult de 8.000 de lei 8 dacă de primești 200.000 de lei. Este o sumă, zic eu, rezonabilă <coughs> pentru că nici valoarea proiectului nu este foarte mare și nici gradul de dificultate a scrierii proiectului nu este unul exagerat. Bine, dar plata către firma de consultanță, Depinde, în funcție de, în negociere, de cu, negociere cu firma de consultanță, se poate da procentul mare la succes, cum ar veni. Dom'le, dacă s-a aprobat... Se negociază cu firma de consultanță, este politica internă a firmei respective. Haideți să trecem și mai departe, nu? Chiar dacă este problema firmei de consultanță, dar să spunem că vreau eu să-mi fac uh, planul de afaceri. Care sunt criteriile care punctează acest plan de afaceri? Pentru că sumele care le primim de la guvern se fac în funcție de un punctaj, nu? Planul meu de afaceri trebuie să aibă să... Prindă mai multe cerințe, mai multe uh, criterii. Pentru a îndeplini un punctaj mai mare, deci pentru a crește șansa la finanțare. Mai puțin, trebuie să le spunem telespectatorilor că uh, proiectele care vor fi finanțate trebuie să aibă minim 50 de puncte, maximul fiind de 100, 100 de puncte. De puncte. Da. Din experiența noastră, facem o paranteză fiind proiectul fiind reglementat prin OTIMMC, Oficiu Teritorial al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, se vor depune proiecte care vor atinge plafonul maxim. Deci dacă ne apucăm de scris un proiect, sfatul nostru tindem ar fi spre, spre, spre maxim, 100 de puncte. Tindem spre 100 de puncte. Deci se vor, revenind la subiect, criteriile de selecție sau de grela de evaluare va lua în calcul domeniul în care vom activa ca și societate, numărul de angajați, dacă suntem proaspăt absolvenți, dacă angajăm persoane cu dizabilități, uh, cam astea ar fi criteriile. Bun, haideți să luăm uh, să lu primul să domeniu, nu? Da. Călalt în care domeniu activăm. Care are cel mai mare punctaj? Deocamdată, conform ordonanței, care este încă vigoare în dezbatere, producția este cu cel mai mare punctaj. Respectiv, dar... 30 de puncte. 40, dacă... Nu, 45 de puncte pe actuala ordonanță. Da, 45 dar... de puncte, deci dacă faci o afacere care produce care ceva. Care produce. Dar din ce am discutat și din ce se spune la nivel de minister se. Va... Această grilă de evaluare va suferi anumite modificări în sensul în care uh, ITNC-ul va, de, va depăși producția și va ajunge la nivelul de 45 de puncte pentru pe grila. Producția va, ca, va cădea pe nivelul 2,40 de puncte. Se vor introduce sectorul industriilor creative cu 35 de puncte, serviciile cu 20, nu, serviciile cu 30 și restul activităților de comerț cu 25 de puncte. Cu alte cuvinte, este încurajat numai IT ITNC, nu? Este încurajat ITNC pentru că este un domeniu în dezvoltare și pentru că celelalte servicii sau uh, producția se leagă conex de dezvoltarea acestui sector. Bun. Haideți să. Uh să continuăm, pentru că nu sunt foarte mulți care să-și deschidă un business în IT. Ei vor producție și producțiile sunt diferite. Ori fac scobitori, ori fac pantofi, ori știu, fac ceva. Luăm în calcul acel 40 de puncte, nu? Da. Plecăm din start cu 5 puncte cum ar veni handicap. Da. Pentru că a zis domnule că am băia cu 100, 100 de puncte. Având producție, ca să am un procent mai mare. Care este, de exemplu, pentru numărul de locuri de muncă nou create? Deci, dacă ne referim la un grant de 200.000 de, de lei, care, 200 este, de mii care de mii este de lei, valoarea da. maximă? Numărul minim de angajați este de 2. Deci pentru trebuie să crezi două, două locuri de muncă. Pentru următorul creat, ne mai dau 25 de puncte. Dacă ne asumăm minim 3 locuri de muncă nou create, va, va, punctajul nostru va mai crește cu 25 de puncte. Nu, nu, stați la că deci dacă eu creez două locuri noi de muncă, primesc 20 de puncte. Dacă eu creez trei locuri de muncă, primesc 25. În plus. Deci 20 plus 25. Păi stați-vă la că fac 20 plus 25 plus 40, am 85. Da. Dar mai există un criteriu, cel dacă angajezi persoane cu dizabilități. Da, și acolo o să mai avem 10 puncte, dacă angajăm conform noi Deci dacă angajez o singură persoană, am 10 puncte. Dacă angajez două persoane... Nu, dacă angajezi o, perso o persoană cu dizabilități sau persoană din uh, regimul de oameni defavorizați, din Așa. persoane defavorizate. Nu este contează cu... că angajezi unul sau mai mulți. Nu, 10 este puncte. cu sau. Da, este cu sau. Păi nu, nu, nu. Deci angajezi o singură persoană cu, cu dizabilități, dizabilități sau 5 persoane cu dizabilități, tot 10 puncte. Tot 10 dimesc. puncte sau un loc de 5 persoane cu dizabilități putem angaja un, un om care trăiește din ajutorul minim garantat. Bun. Păi haideți să facem un calcul. Am. 40 de puncte de la da, producție. Da. Încă 45 de puncte pentru că eu creez 3 locuri de, de muncă, muncă. Da? 45 cu 40, 85, și încă 10 puncte pentru că angajez din cele 3, 3 locuri de, de muncă, muncă o persoană cu dizabilități. Da. Și fac 95 de puncte. Da. Cu 95 de puncte credeți că voi primi finanțare? Eu, părerea noastră este că da, se va primi finanțare. cu proiectele care trec de 80 de puncte, 80 de puncte ca și criteriul de selecție, vor primi finanțarea pentru că bugetul este. Sunt 10.000 de startup-uri și nu cred că toate se vor duce, cum spuneați dumneavoastră, în domeniul ITNC la valoare păi cea nu mai mare. cum să te duci, pentru Dar... că la un moment dat... Da, problema este alta, pentru că dumneavoastră îmi spuneți că, într-adevăr, producția trebuie să fie încurajată. De ce? Pentru că ea este cea care generează plus valoare, în fine. Dar pe, pe, servicii văd că nu se pune accent, nu? Pe servicii nu se pune accent pentru că uh, se consideră că piața serviciilor este în continuu, Saturată. Este saturată, este dezvoltată. Se vrea o dezvoltare a celor industrii care încă nu sunt suficient. Industrii sucenti... creative, ce înseamnă industrii creative? Industrii creative, arhitectură, design, uh, creații web, tot ceea ce înseamnă partea mm -hmm. creativă. De obicei, la arhitectură, mai ai un singur angajat, arhitectul care poate face așa. Dar vorbim de softuri, vorbim de Pai, programe. În cazul ăsta, mă, mă duc pe ITNC. Depinde foarte mult. itnc depinde foarte mult... Uh, Atenție înseamnă partea de dezvoltare de programe. Da. Nu înseamnă achiziția neapărat de soft. Nu! Eu dezvolt când... un program de arhitectură, programul de arhitectură, îi adaug niște chestii este și mai, am nou... Este mai greu de dezvoltat un program de arhitectură ca un produs finit al unui un program de finanțare de 200.000 de lei pentru că nu-ți ajung resursele să dezvolți acel Bun. program. Haideți că vrem să ne adresăm tinerilor care A, care încă nu își doresc să înceapă o afacere, tinerilor. De fapt, nu numai tinerilor. Există vreo limită de vârstă? Nu. Nu, nu există limită de vârstă. Perfect. Deci totul este ca firma să fie înființată după data de 31 martie 2017, 16, 16, pardon, 16. așa, uh, și să fie în producție, pentru că ai da. e mult, da, să aibă minim, minim, să aibă trei, să creeze trei locuri noi de muncă, da. dintre care un loc de muncă să fie ocupat de o persoană cu dizabilități sau o persoană care... Uh, Din mediul defavorizat. Mediul defavorizat. Și cu chestia asta, Plecăm. Merge, plecăm la... Care sunt cheltuielile eligibile? Pentru că aici sunt câteva discuții. Deci la cheltuielile eligibile sunt acele cheltuieli care, vis-a-vis -vis de achiziția de aparatură birotică, de mobilier, utilaje, utilaje uh, softuri de funcționare, uh, chirii. Chiriile, da, se vor menține chiriile pentru... Autoturismul de serviciu? Nu, autoturismul de serviciu, nu. S-a introdus foarte important cheltuielile de personal minim șase luni. Se vor deconta prin proiect. Cheltuielile de personal, asta înseamnă salarizarea și ce plătesc la stat? Da, salarizarea brutul la o singură persoană sau două persoane pe care le angajez, nu minim, maxim șase luni. Cu tot ce înseamnă contribuții. Bun. Bă, în cazul asta, de ce, uh, stimați telespectatori? Deci, porniți o afacere, gândiți-vă, vine pe. Ca în ce domeniu porniți afacerea? 200.000 de lei înseamnă undeva echivalentul a 44.000 de euro. Da. Cu 44.000 de euro puteți să vă cumpărați utilajele necesare unei producții. Sau puteți să vă cumpărați spațiu în care vreți să desfășurați activitatea. Trebuie să angajați trei persoane, ați văzut, să aveți punctaj mare. Salariul A. Aceste uh, noi locuri de muncă Ce perioadă de timp trebuie să le mențină? Pe o perioadă minim de 3 ani de zile Deci minim 3 ani de zile Cei 3 angajați, vreți nu vreți Trebuie să-i țineți pe, pe postul respectiv Și să le plătiți salarii Dar 6 luni de zile pentru 2 două două persoane, persoane În funcție de câte locuri de muncă creiem Așa puteți să îi scădeți din cei 200.000. de mii, păi dacă scade din 200.000 de mii salarul pe 6 luni de zile pentru două persoane înseamnă că Păi de asta prea... vorbim de start uri nu bun, vorbim de Bun, bun, bun Eu vreau să vă întreb totuși un lucru legat de TVA TVA-ul va fi eligibil? Sigur, pentru Sigur. că până acum se spunea domnule da, TVA-ul da. îl suportă beneficiarul. beneficiarul. Conform uh, discuției care, uh, care a avut loc cu Ministrul Secretar de Stat care se ocupă de acest program, TVA-ul va fi eligibil inclusiv pentru acele firme care sunt neplătitoare de TVA, se vor include în costul. costul am înțeles, pentru că era una dintre probleme. Spunea domnule bun, Mai eu am, ca da. și beneficiar al acestui ajutor, eu cu ce vin? Trebuie să vin cu un ban? Nu. Nu. Și mai avem aici, este foarte important de menționat, mecanismul cererilor de plată. Se va aplica mecanismul cererilor de plată, adică nu va trebui să scoată tânărul antreprenor bani din buzunarul lui pentru a achita achizițiile de bunuri servicii, și se vor face, se va lua factura, se va face cererea de plată și banii vor intra direct în contul beneficiarului. De la din, aceala, la din suma da. care trebuie da. să o primim. Și va fi <coughs> mai ușor deci, de decontat cheltuielile. Cu alte cuvinte, un tânăr, nu neapărat un tânăr, cineva care vrea să pornească o afacere. Da. Vine cu mâinile în buzunar. Da. Și cu, o idee. Dar, și cu o idee. Dar o idee care să fie valabilă, astfel încât să fie din domeniul producției. Foarte important, dacă e din ITNC, e și mai bine. Dar, domeniul producției. Producție ca simplu. mediu. Trebuie să creeze trei locuri de muncă, da. dintre care cel puțin, puțin o persoană să fie. Defavorizată, defavorizată, dacă vrem punctaj. Așa. Și cam atât. Și cam atât. Și să-și să asume faptul că trei ani de, de zile va, va menține acele trei locuri de muncă. De muncă nou create. Nou create și că va susține activitatea economică a unității pentru că este un startup, nimeni nu-ți dă bani pentru ca tu să te blochezi peste șase luni, un an de zile Corect. și este totuși o asumare a unui risc. Pentru că dacă tu nu păstrezi pă condițiile contractuale pe care ți le-ai asumat la semnarea contractului, vei fi obligat să dai bani înapoi. Asta vreau să vă întreb. Deci, Întreaga sumă sau... Întreaga sumă. Întreaga sumă, întreaga sumă indiferent de ce condiție nu țin respectăm. Ținând că vreau să fac o producție, știu eu, care <coughs> E, am găsit o nișă în economie, înseamnă că acea producție va funcționa. Problema este alta. Vreau să vă întreb un lucru. Mi-am achiziționat utilajele, mi-am cumpărat în 200 de lei. Fac o afacere astfel încât să mă încadrez în 200 de lei. Mi-am achiziționat utilajele, spațiu, tot, dar materia primă nu mai am ajuns bani. Deci trebuie Le să prun, vin și eu cu. Trebuie să fi, cu ceva. venim și noi cu ceva. Cu Tânărul trebuie să-și asume faptul că se bagă între, în antreprenoriat. Presupun că se poate negocia cu o bancă pentru a susține partea de cash flow acolo unde avem nevoie de materii prime, materiale. Chiar sunt bănci care au o divizie nou creată special pentru aceste ceva. proiecte, Da, vor fi sume mici, sume care nu vor trebui neapărat garantate cu ceva, dar care vor, a, vor implica anumite responsabilități. Și acum, ma, știți cum e primești, primești, dar dacă nu mai primești și duminica, este o vorbă. Tot îi dai în timpul săptămânii, dar dacă nu îi dai duminică, vreau să vă întreb ceva. Există cumva posibilitatea scutirii de la plata impozitului pe profit pe cei trei ani de zile? S-a discutat? Așa deocamdată ce? nu s-a discutat. Nu, discutat dis nu, dar conform uh, codului fiscal, avem o scutire la plata impozitului pe profitul reinvestit. Deci, tânărul, dacă chiar își dorește să evolueze cu firma și să o crească, poate să se gândească să reinvestească profitul în așa fel încât să fie aplicată. Cutirea la Am înțeles. Și ultima întrebare, dar pe scurt că s-a dus timpul. Când începe programul Startup Nation? Teoretic, pe 2 mai. Și ar vrea să pe 15 aprilie să dea spre publicare ghidul final și pe 2 mai să se. Se aplică direct pe internet? Sinte, sau? Se va aplica atât pe internet online cât și offline pentru că au fost. Uh, offline unde trebuie să fie depuse? La, la, uh, la otm mmc urile de, din regiune. Am înțeles. Deci fiecare La se poate fiecare interesa. regiune se. Sunt oficiile, există da, sediu. există Perfect. un sediu. Mulțumim pentru pacioarea venită de și doamnă. Aici se încheie ediția de astăzi. a văzut cei care doriți să porniți o afacere, care aveți o idee bună. Aveți acum posibilitatea de a primi de la Guvernul României maxim 200.000 de lei pentru afacerea pe care lumea să vreți să o concepeți. Până data viitoare, cele bune, la revedere!